4 consilieri au lipsit ieri de la ședința de Consiliu Extraordinară în care s-au votat bugetul municipiului pe 2010, prelungirea împrumutului bancar și condițiile de participare la licitație pentru concesionarea terenurilor de pe Mușcel. Acest lucru l-a făcut pe Horațiu Zăgan să constate cu mâhnire că este singurul membru PSD din sală, ceilalți 3 colegi de partid fiind absenți. Multe nu am crezut că o să ajung să fiu unic reprezentant în Consiliul Local al unui partid atât de puternic la o ședință de buget. Nu o să vă spun decât atât, este o părere personală, tocmai de aceea nu angajez partidul, pentru că nu am susținere. Este un proiect de buget îndrăznesc pentru perioada care o trece. Multe din ceea ce se regăsește în aceste câteva pagini ale proiectului de buget reprezintă doleanțele cetățenilor și tot ceea ce sper este că la sfârșitul anului, bineînțeles după rectificările de buget care vor veni, să reușim să bifăm ca realizate cât mai multe din pozițiile acestui proiect de buget. Voi vota acest proiect de buget fără niciun amendament. Orice amendament în această perioadă în care sursele sunt limitate nu consider decât a fi strict politicianist și de aceea vă susține acest proiect de buget. Bugetul a fost aprobat fără prea multe discuții de către consilierii municipali. După expunerea de motive a primarului, au urmat câteva propuneri ale consilierilor liberari pe care primarul a spus că le va avea în vedere. Bugetul de 950 de milioane de lei a fost aprobat apoi cu unanimitate de voturi.